Alimentație sănătoasă, beneficii pentru organism. Membrii Partidului Național Liberal vor marca Ziua Mondială a Alimentației prin organizarea unor acțiuni de conștientizare a populației cu privire la riscul alimentației nesănătoase. Liberalii vor împărți mere și pliante cetățenilor municipiului Petroșani pentru a-i determina să adopte o alimentație sănătoasă. Ziua de miercuri este proclamată Ziua Mondială a Alimentației, așa că acest prilej ne oferă ocazia Partidului Național Liberal să facem o acțiune de conștientizare în rândul populației cu privire la importanța pe care o are alimentația pentru sănătatea fizică și psihică a noastră. Cu acest prilej ne-am propus să avem două acțiuni distincte, o acțiune de stradă prin care să împărțim flyere către cei pe care îi întâlnim pe drum și să le dăm de asemenea un măr, să zicem un simbol al alimentației sănătoase, un fruct, un simbol al alimentației sănătoase, iar prin acest flyer dorim să arătăm care sunt beneficiile pe care le aduc diverse alimente pentru corpul nostru. Dorim să avem ca efect așa din partea populației cunoașterea unui aliment sănătos și a unui produs sănătos și de asemenea oamenii să facă diferența între un produs să recunoască calitatea și efectele și cantitative și calitative pe care le aduce consumul anumitor fructe sau legume produse pentru sănătatea lor. Această acțiune vizează și pe copiii de la centrul cu ore. Liberalii le-au pregătit acestora o porție de mâncare sănătoasă. O a doua acțiune, ne dorim să dăm cu prilejul acestei acțiuni copiilor de la centrul cu ore din Petroșani o masă caldă, o masă sănătoasă și să vedem funcție de succesul acestei acțiuni. Ne-am dorit chiar să permanentizăm o astfel de acțiune în sensul de a adăuga timp de o dată pe lună, la masa pe care acești copii o iau, un supliment nutritiv, să spunem așa, alimentar venit din partea membrilor Partidului Național Liberal din Petroșani. Proiectul Ziua Alimentației Sănătoase a avut ca punct de plecare data de 16 octombrie 2009, zi în care se sărbătorește la nivel internațional în fiecare an, începând cu 1979, Ziua Internațională a Alimentației.